lucruri care sunt interesante. Da, așa e. Munca de viață al unui Neanicu, care, de exemplu, este exprimată prin aceste valori incontestabile. Ți-ai dat Dumnezeu mulți ani de sănătate și să creeze în continuare, an de an, așa, porumbei, pentru că lumea columbofilă și crescătorii columbofili de maraton, maraton extrem, au nevoie de așa ceva. Crescătorii, deci aici produsul, da, este finit, da, de excepție, da, numai trebuie luat, avut un pic de răbdare cu el și rezultatele sunt ca mai și greu, garantate. Știți foarte bine, cu răbdare mai răbdare greu. Dacă cumpără toți campioane de lume, nu face nimic. Așa e. Fără răbdare nu face nimic. Cheltuiește un sac de bani și nu iese. Așa. Ai văzut ce ți-am arătat în spate? Așa. 4-5 generații. Așa. Așa. Aceeași original. Poco, Tilan, Van Bruyen, Toegut, Supercracul de Venus. Dar ce-ați făcut? Da, da. Și eu l-am pierdut? Și acum am pierdut. Și acum se pierde. Dar să uită. Toată lumea pierde. Să uită. Exact. Câștigător. Păi cum? Nu, nu să mă. Dacă i-aș ține minte pe toți. Exact. Da, așa e. Sunt foarte mulți. Trăim în secolul vitezei, se joacă porumbei mulți. De multe ori situația te obligă să joci porumbei mulți ca să ai de unde să clasezi. În organizarea sportului columbofil deja sunt anumite grupări care nu vor să joace cu alții, alții cu alții, și atunci ești obligat. Nu îmi spune. Ești obligat, ești obligat să crești porumbei mai mulți ca să poți să... Nu știi unde zbor la. Exact. Da. Și eu cred că e loc și de mai bine. Cred că acești columbofili tineri, care vor fi viitorul 100% că și mai au fost tineri. Exact. Da. Trebuie să se organizeze un pic mai bine, să creeze niște concursuri bune, foarte bine organizate. Un concurs bine organizat îți aduce și rezultate. Un concurs pe repede înainte și așa, din anumite circunstanțe, poate nu chiar așa de bine organizat, poate să provoace o catastrofă, să strice munca de... Cu 40 de porumbei la boxa de 90 de centimetri. Pe ala e concurs organizat. Strigă anul ăsta, că a fost nu așa calcat. La tine am învățat. Exact. La Barcelona, maraton extrem, 14 porumbel pe boxă de 1 metru pe 1 metru. Ce vorbim? Ce vorbim? La demifond sunt 18 porumbei pe o boxă de 1 metru pe 1 metru. Iar la viteză 22. Deci se hrănesc, se... Li se dau apă ca să se hidrateze porumbei, da, un pic mai mult decât ar trebui datorită faptului că e căldură și iar porumbei de stres beau foarte multă apă. Corect. O să vă spun o chestie interesantă ca să tinerii columbofili, probabil că restul lumii o știe, încercați la dumneavoastră acasă să luați o ladă în care puneți porumbei, să luați pui dumneavoastră din crescătorie, mari, mici, nu contează, îi puneți în ladă prima oară, după care, după o jumătate de oră, dați drumul la pui din ladă, la ei în crescătorie. O să observați că din 10 pui, minim 7 se duc și beau direct apă. Să faci o căldură în ladă acolo. Deci căldura și stresul. Căldura lor. Și stresul. Exact. Le cere să se hidrateze. Da. Deci sunt niște chestii foarte interesante, care dacă sunt ținut cont, rezultatul concursului va fi mult mai bine, mult mai favorabil. Da, mai bun, da. Exact. Și nu costă nimic să te organizezi bine. Așa, așa. Oricum plătești. Da, oricum plătești. Așa, 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 așa e, așa e, așa e. Frumoasă prietenie asta columbofilă între noastră. Doi mari maestri ai columbofilii românești. Mă bucur că am filmat în viața mea până Nicu. Și în direct, pentru așa. Pentru mine e un exemplu. Da. La cuvântul meu de onoare și cu mâna pe inimă vă spun. Pentru mine e un exemplu care trebuie urmat de toți columbofilii care doresc să facă performanță. Da. Deci fără răbdare, pricepere, ca să ai pricepere, trebuie să studiezi. Eu sunt fără convins că și la vârsta lui Neanicu, acum el încă mai studiază anumite pedigree, anumite chestii, anumite... Deci absolut, columbofilia e un studiu. Continuă, da. Nu e o întâmplare. Nu e o întâmplare. Nu există întâmplare în columbofilia asta. Dacă nu ai curaj să încerci și să notezi, nu poți să avansezi. Așa. Așa. Nu poți. Repeți greșelile an de an și tot așa. Și să ai încredere în ceea ce faci tu. Da. Pentru că pe piață circulă multe vorbe. În cărți, pe internet, sunt o mie și una de informații, da. De informații, de studii. Trebuie să alegi exact ce ți se potrivește ție. Ca om, temperament, da, timp liber, da, crescătorie, mărimea crescătoriei,
timpul liber îți va oferi și sistemul de joc, că dacă vrei să joci viteză, trebuie să stai acasă. Că vei fi zilnic preocupat. Trebuie să-i duci. Exact. Cine nu duce porumbei de viteză de 3 ori pe săptămână, nu mai bate. Exact. Ce exact. Cu zborul în jurul casei, nu mai bate. Da. Ce mai... Și sunt multe, multe, multe. Exact. Domnul Marian, când o să vă întoarceți în România, pentru că o să ajungeți și la pensionar la un moment dat. Nu mai am mult. V-ați gândit să întemeiați alături de Neanicu și alți oameni serioși, așa cu multă experiență, o Academie Columbofilă? Să predați cursuri? Pentru că aveți ce împărtăși. Și unul și altul. Între noi. Gândit, vârsta o să înainteze. Prietenia cu Neanicu nu o să mi-o ia nimeni. Așa e. Orice s-ar întâmpla în columbofilia română. Ne vom, în siguranță, ne vom întâlni cu mare drag și vom discuta despre porumbei. Avem ce vorbi! Cu mare plăcere aș împărtăși din... Știu că cunoașteți foarte multe. Experiența mea și cu așa, tinerilor crescători, dar trebuie să avem și un pic de timp. La vremea respectivă, dacă suntem bine sănătoși și lumea dorește să ne ascultă, pentru că... Nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Eu sunt foarte convins că vom face cu mare plăcere și eu și Neanicu și aveți, alții. Aveți multe de împărtășit și sunt convins de asta. În columbofilie aveți multe. Știi multe. Foarte multe detalii, foarte multe mii secrete. Și priceput la porumbei și... Știe, nu? Da, știe multe. Eu ca și Neanicu, numai că el este mai... Cum să spun, nu le spune mereu. Cred că am îmbătrânit în viața asta studiind porumbei. Da. Eu pe unde am fost, Neanicu aici acasă, el a avut mai mult studiu ca mine, pentru că el a fost olimpic la porumbei de standard. După așa aia am început, a fost campion viteză, campion de mifond, campion la general. La toate categoriile, în afară de pui. Doar la pui n-am fost, că nu mă interesează. A fost restul la toate categoriile. Peste tot. Le-a încercat pe toate, i-a reușit foarte bine și asta, deci în momentul în care ai un bagaj de cunoștință foarte bine pus la punct, și știi să faci selecție la porumbei, pentru că columbofilia se referă porumbei buni. Puse valoare. Exact. Prin selecție. Prin selecție. Așa e. Așa și ne trebuie și un pic de noroc, că fără noroc... Fără noroc nu se poate. Porumbeii de maraton îi aud pe toți că mă duc în coteț să-i selectez la mână. Lumea nu știe că porumbeii de maraton se formează de-abia în anul 2 de viață. La și anul 2 încolo. Da, și ai să-l iei din coș pe puiul ăla că se pare slăbuț. Și îl elimini. Îl elimini degeaba. Dacă se elimină din cauza coșului, n-ai nicio vină. Da. Ești în păcat. Dar eu nu scot cu mâna mea niciun. Da. Decât dacă se lovește, mai după, după vârsta de un an de zile, atunci poți să încep să mai umbli între ei. Dar până atunci se duc ei singuri care nu sunt coșul. De acolo. Mănâncă. Da, exact. Da. Îi mănâncă. Ne mai spune și câteva lucruri interesante despre teoria ochiului? O să vă mai spun, da. Acum sau mai nu târziu? Nu acum, altă ocazie. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Cu plăcere. Pentru cuvintele frumoase spuse. Și eu îi mulțumesc și dumitale și lui Marian. Și vă doresc în continuare mult succes în activitatea columbofilă. Mulțumim. Toate cele bune, domnilor. Cu stima.